Bună seara, prietenii, bună seara, dușman, Costin Mihai, sunt eu de la Sport Impact și Jurnalul Dâmbovița. Ne revedem la o nouă ediție a emisiunii Sport Show aici pe Columna TV, alături de colegul și prietenul meu, domnul Alexandru Bebiță, Istrate, pentru a dezbate subiecte importante din sportul dâmbovițean. Domnul Istrate, bine ați revenit la Sport Show. Mulțumesc pentru invitație, ca întotdeauna mă simt bine în platoul acestei televiziuni Columna TV și urez tuturor care se uită la această emisiune de bine și de sănătate. Haideți să parcurgem rezultatele înregistrate în acest weekend la nivelul sportului dâmbovițean. Începem cu Chindia Târgoviște, care a remizat la Ploiești sâmbătă 1-1 cu Gazmeta Media și vizitatorii au deschis scorul în minutul 64 prin Sergiu Bușii. Pentru Chindia a egalat pe final Andrei Pițian. 1-1 și Chindia Târgoviște ocupă în acest moment locul 13 în Liga 1 cu 15 puncte, distanța de play-off se mărește, Dinamo deja atacă și ea această zonă, FCSB a pătruns în play-off, sunt 5 puncte diferență între FCSB, ultima clasată din acel interval de clasament și Chindia. În schimb, Chindia mai păstrează un avans de 4 puncte față de Hermannstadt, locul 14 și la fel 5 puncte în comparație cu locul 13. Vorbim aici de Academica Clinceni. Domnul Istrate, o remiză am văzut mulțumitoare în opinia celor de la Chindia Târgoviște, s-au bucurat pentru acest punct obținut adevărat pe final de meci, însă jocul parcă nu mai este la fel de entuziast, la fel de frumos, estetic, așa cum am fost obișnuiți în ultima perioadă de Chindia Târgoviște, un egal chinuit. Da, un egal chinuit. Adevărul că echipa din vechea cetate de scaun a întâlnit o echipă destul de puternică, o echipă echilibrată în toate compartimentele, o formație bine pregătită cu valențe pentru jocul ofensiv. Adevărul că ardelenii au ratat mai mult, doar norocul a făcut ca scorul să fie egal, având în vedere că Olaru a șutat în bară, iar portarul Ioanei a salvat echipa din câteva situații foarte grele, cea mai elocventă fiind cea din minutul 90+5, la un contraatac 3-1, golkeeperul târgoviștean a intervenit salvator și la sacrificiu. Îmi pare rău că o zic, dar în distribuția echipei dâmbovițene au apărut în 11-le de start decât 4 jucători dâmbovițeni. Este vorba de Ioanei, Martac, Cherches și Liviu Mihai. A fost schimbat Liviu Mihai cu alt dâmbovițean, Neguț. Îmi aduc aminte cu plăcere de o partidă bună făcută de Lăncerii Târgovișteni cu Dinamo București, meci câștigat cu 3-2, în care Viorel Moldovan a folosit în garnitura de început numai puțin decât 8 dâmbovițeni și jocul a mers bine, au fost faze spectaculoase cu centrări, cu șuturi la poartă, o apărare îngrijită, compactă. 5 puncte pierdute în clasamentul adevărului de Chindia în ultimele două etape, iar declarațiile antrenorului Viorel Moldovan, care conturează așa o poveste frumoasă cu play-off, par în acest moment fără acoperire realist. Chindia Târgoviște ar trebui, părerea mea, să se menține în Liga 1. E foarte greu pentru Chindia să aspire la play-off cu tot entuziasmul lui Viorel Moldovan. Cred totuși că trebuie să rămânem rezonabil și să ne vedem lungul nasului în acest moment. Da, într-adevăr, Viorel Moldovan cred că a avut un optimism desăvârșit atunci când a afirmat că echipa poate evolua în primele 6 în clasament, deci în play-off. Eu zic că în vârful clasamentului se vor bate pentru titlul de campioană și pentru locuri în competițiile continentale, CFR Cluj, Craiova,
FCSB, Viitorul Constanța, Astra Ploiești și va ieși de acolo Gaz Metan Mediaș și va intra Dinamo București. Echipa târgovișteană nici nu o avantajează cifrele. Are decât 16 puncte, minus 6 în clasamentul adevărului, minus 3 la golaveraj, 20 de goluri marcate, parcă 17 primite, și are un program extraordinar de greu. Vineri, pe malul mării, pe malul lacului, la Ovidiu, cu Viitorul Constanța, apoi vine acasă Universitatea Craiova, o echipă în criză de puncte, apoi ne deplasăm la CFR Cluj și va fi un meci ceva mai ușor, etapa a cincea din retur cu Clinceni. Noi am bătut Clinceni acum vreo 10 zile într-un meci amical cu 3-0, dar am văzut o echipă ordonată. Da, ei ne-au bătut în tur. Ei ne-au bătut în tur cu 3-1. Și apoi vine acasă, de fapt la Ploiești, pe stadionul Ilie Oană, OZN-ul ploieștean, Dinamo București, o echipă care... Nu să mai vină Dinamo, cu Dinamo am jucat acasă. Păi jucăm în retur. Asta a fost prima etapă din retur. În retur, dar jucăm la Dinamo, nu jucăm acasă. Păi da, vine, jucăm cu Dinamo. Jucăm cu Dinamo, o echipă care e pe val și vizează... Un program infernal. Deci nu, joci cu, acum ai trei etape cu echipe din play-off. Viitor, o echipă bună. Craiova, echipă bună, antrenor bun. Pițurcă. Eu nu sunt foarte încântat de cum se exprimă Craiova cu Victor Pițurcă. Parcă și-a pierdut în acel joc avântat. Da, e o echipă greu de răpus. O echipă bună, cu jucători valoroși, cu jucători care se apără bine, cu jucători care pasează, jucători... S-a prăbușit și cifra spectatorilor. După ce meciul cu FCSB au fost peste 10.000, am înțeles că abia s-au strâns 2.000 la partida. Au fost 2.000, în jur de 2.000, da. Gaz Metana era o echipă de bătut. Târgoviștenii n-au mai etalat acel joc energic cu o linie de 3 sferturi, ca să întrebuințez un termen din rugby, că deja suntem acum în perioada campionatului mondial de rugby din Japonia. Acea linie de 3 sferturi, Yameogo, Cherchez, Dumiter, n-a funcționat. Cei doi jucători defensivi, Liviu Mihai și Big Slabi, pe banda stângă, Dumitrașcu n-a mai avut evoluțiile bune, n-a urcat în atac, s-a întors greu pe pozițiile anterioare. La fel și pe banda dreaptă, Mădălin Martac. Au fost multe găuri la fundaș și central, Leica și Benga. Nu, Benga da, Pițian a jucat fundaș. Pițian. Au fost... Nici Ioane nu a mai etalat prestația. Hai să vă zic eu o treabă. Ioane e un portar foarte bun. Foarte bun, cu un progres considerabil. Un portar care până acum două etape a făcut minuni în poarta târgoviștenilor. Probabil faptul că la selecționata Under 21 n-a fost întrebuințat de Mirel Rădui în calitate de titular în dubla cu Ucraina și Irlanda de Nord, ambele meciuri câștigate cu 3-0, Rădui preferându-l pe alt târgoviștean, pe Andrei Vlad, l-a cam dărâmat. Am văzut și în meciul din runda trecută cu FCSB, a luat două goluri, zic eu, parabile. Și va fi greu să iasă din această criză mentală. Un antrenor care pe el l-a pregătit bine și l-a pregătit moral a fost Păsărică. Dumitru Hotoboc nu poate să-l readucă pe linia de plutire. Dumnezeu, tate, dar cum conectați acest neajuns? E practic o defecțiune de organizare. Bilete duble la meciul cu FCSB, am primit foarte multe plângeri cu dovezi, bilete duble. Practic, oamenii au acționat bilete pe același locuri. Da, aceasta e o bilă neagră pentru conducerea administrativă a Chindiei. După opinia mea, Ghiergu este în stare de orice. Adică?
Adică, zic, nu e întâmplător acest incident, zic eu, nefericit, o pată neagră asupra activității clubului de lângă turnul Chindiei. Să sperăm că această mojicie... Această mojicie nu se va mai repeta și nu va mai fi un precedent. Da, să dea domnule. Nu e nimic întâmplător, domnule, mai ales cu bilete din astea care sunt cu serie, numerotate, sunt... N-ai voie să faci treaba asta. Într-o competiție majoră, Liga 1, domnule, suntem în Liga 1, nu suntem la Mocaniadă sau la Daciadă sau Liga 3 sau la Județ. Și la un meci cu FCSB. Acum, la ultimul meci, am primit iar niște reclamații, faptul că... primiseră spectatorii, cumpăraseră, achiziționaseră bilete la tribuna a doua și au fost, li s-a transmis că vor trebui să meargă la tribuna întâi undeva în niște zone laterale. În fine, probabil domnule că... de lăudat spectatorii, au venit meci de meci, 4.000, 5.000, 6.000, tocmai la aceea trebuie respectat. 10.000? Adică dacă oamenii achiziționează bilet la meci, e normal să pătrundă pe locul unde a cumpărat biletul. Publicul a fost atașat, un public de nota 10, niște spectatori cunoscători de fotbal. Eu mai stau de vorbă cu ei și facem comentarii despre marile campionate din Europa, din Spania, din Anglia, din Franța. Când aveai emoții la retrogradare? Cred că da, dar eu am încredere în acest antrenor, Viorel Moldovan, dar și în cei care îl ajută. În Francis Dican, care este un specialist, cunoaște fotbal, cunoaște teorie, cunoaște nutriție, cunoaște așezare, cunoaște termenii de odihnă și vitaminizare, și preparatorul fizic Stelică Isaac. De asemenea, am încredere în medicul echipei, un urmaș al lui Gheorghe Untea, acest Lucian Chețan, un doctor care și-a făcut bine treaba, unul dintre cei care a jucat bine la această echipă. Bun, coborând către Liga a treia, rezultate contradictorii. Flacăra Mureni a pierdut postura de lider după o înfrângere severă 5-1 la CSM Slatina. Pucioasa a evitat ultima poziție după ce s-a impus 5-0 pe teren propriu cu CSM Balotești. Cam dur acest eșec. Flacăra, dacă ne uităm bine, ultimele două deplasări au fost dezastruoase. A pierdut 4-0 la Blejoi și 5-1 la Slatina, adică 1-9 ar fi golavrajul, 0 puncte pe ultimele două deplasări. Pentru o echipă care are aspirații de promovare, aceste eșecuri severe nu oferă perspective foarte foarte luminoase. Adică e greu să promovezi dacă pierzi 4-0 și 5-1. Aceste două eșecuri, 0-4 la Blejoi și 1-5 pe malul Oltului cu CSM Slatina, sunt imposibil de scuzat. Aceste eșecuri se datorează în mare parte și lipsei unor fundași centrali de talie și valoroși. Acolo joacă Matei și Oaie, în fața lor vârtești, jucătorii modești, jucători care nu se sincronizează, jucători care nu fac marcaj strâns, care nu fac marcajii stil ventuză, om la om, jucători care greșesc foarte mult. I-am zis și lui Sergiu Nedelcu, finanțatorul acestei echipe, să aducă în iarnă niște jucători înalți care să ocupe pozițiile de fundași centrali deficitare până în aceste 10 etape care s-au scurs din ediția 2019-2020. În rest, echipa este valoroasă. Uitați-vă ce jucători sunt. Anton Petculescu, Zidăroiu, Iliescu, Lețu, Nicolaescu, Cernea, Calofir, Tibi Calofir, anul trecut 18 goluri pentru FC Pucioasa, pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, primul loc fiind luat de Dragu, pe atunci la Turistul Măgurele, acum la Universitatea Craiova, echipa lui Mititelu. Și acum Calofir are, dacă nu mă înșel eu, 6 goluri, 4 în campionat, 2 în Cupa României. E un jucător care vine bine din linia a doua, vine ca forță în
plus lângă Iliescu sau lângă Lețu și nu ratează. Este un jucător cu simțul porții, un jucător care se și bagă în combinații, care se pretează la unduiuri, la devieri, centrează și bine, dar și coboară în sprijinul apărării. Are potențial Flacăra Mureș să promoveze în Liga 2? Are potențial. Eu am încredere în băiatul ăsta, în Sergiu Nedelcu. E un băiat care face ce știe și știe ce face, e om potrivit la locul potrivit, dar din păcate nu joacă el. Ca să arate că a fost o întâmplare, eșecurile de la Blejoi și de la Slatina, Morenari trebuie să învingă vineri acasă pe liderul Progresul Spartak. Are 21 de puncte la egalitate cu CSM Slatina, plus 3 la Adevăr, Slatina plus 6 la Adevăr, Moren plus 4 la Adevăr. Eu aveam încredere că, că nu vor veni cu mâna goală din voiajul de la Slatina, vor băga în tolbă cel puțin un punct, dacă nu toate cele trei. Echipa din București e foarte puternică, au un sponsor, au scouteri, acolo este și un fost coleg de-al meu de la Flacăra Moreni, Bubruz, și eu mai stau și mai vorbesc cu el. Acolo joacă fostul fundaș central de la Moreni, Luciana Casandre, fundaș central, și am înțeles eu cu evoluții destul de bune. Îngrijorătoare este poziția echipei FC Pucioasa, penultimul loc, 8 puncte, minus 10 în clasamentul Adevărului. Pe ultima poziție este Sporting Roșiori, dar cu minus 6 la Adevăr, același număr de puncte. Minus 7, cred. Dacă Pucioasa are minus 10, Roșiori are minus 4. Minus 4 la Adevăr? Minus 4 la Adevăr. Pucioasa are minus 10 la Adevăr, retrogradează echipele clasate pe ultimile 4 locuri plus una cu cea mai slabă linie de clasament din cele 5 serii. Oricum, o victorie oxigen pentru Pucioasa, dacă nu ar fi câștigat nici cu Balotești, situația ar fi mai Balotești, care în sezonul trecut a evoluat pe a doua scenă a fotbalului românesc. Deci e o performanță. Să sperăm că băieții lui Romică Ciobanu vor avea rezultate bune, rezultate care să-i aducă în zona mai roz a clasamentului, să părăsească zona cu privire, cu vedere, cum să zice, în divizia D. Da. Deci va fi greu, vor retrograda 4 echipele plus una cu cea mai slabă linie de clasament. Vorbim în partea a doua emisiune și despre fotbalul județean, trecem către basket, rezultate contradictorii pentru echipa de basket care a cedat categoric la o diferență uriașă în Cupa României în retur la Arad fiind eliminată din competiție. În schimb, a câștigat neașteptat aseară echipa lui Cătălin Tănase la Brașov, a fost 78-57, o victorie mai puțin scontată, ținând cont de faptul că CSM are în continuare probleme rare la nivelul transferurilor, și totuși iată că a câștigat de unde mare resursă, domnul Istate, basketul târgoviștean. Domnilor, Cătălin Tănase este unul dintre frumoșii nebuni ai sportului dâmbovițean, alături de Cornel Cornea, alături de Nicu Tamaș, alături de Gigi Ungureanu, alături de alții oameni care au făcut sacrificii pentru a da glorie sportului dâmbovițean. Iată-l pe Cătălin Tănase după multe isprăvi, că a făcut acum o echipă, a cârpit o echipă fără transferuri spectaculoase, fără prea mulți bani. Ce spectaculoase? Când are niciun transfer, la două copii. Fără transferuri spectaculoase. Da, fără. Deci n-a putut transfera de afară sau de la marile echipe, jucătoare de lot național sau de care au fost curtate de cluburile care au evoluat. A pierdut 10 jucătoare față de sezonul. 10 jucătoare, pe asta am vrut să spun. În primul meci de Cupa României la Târgoviște a bătut parcă la 7 puncte pe 60-53. Iarăși un succes neașteptat. Un succes meritoriu, remarcabil chiar.
Acum n-a mai putut face în manșa retur, în în meciul al doilea față. Probabil că nu s-a mai concentrat. Nici nu s-a mai concentrat. Și iată că a reputat o victorie mulțumitoare, o victorie care ne dă speranțe. Dom'le, noi trebuie să ne ducem și să fim alături de echipele noastre. Că am văzut din ce în ce mai puțin spectatori în sala sporturilor, în special la vole. Ei n-au ce să vadă, domnule Istrat. Azi, Sfințule, mă uitam cât a câștigat Târgoviște la Voluntari 3-0. Ce să vadă? Sunt niște adversari atât de slabi. A fost cel puțin la începutul competiției foarte slabi. Deci n-au ce să vadă, ăla nu e vole. Dom'le, asta e marfa coasta de filan, să știți. Așa cum sunt ele, sunt ale noastre și cel puțin eu sunt alături și de volebaliste, și de basketbaliste, și de pugiliștii lui Nicu Tamaș, care au rezultate, domne. Scoți an de an campioni, ba la masculin, ba la feminin, la junior, la cadeți, la Cupa României, se duce, are rezultate și face rezultate pe bani puțin, asta și datorită faptului că s-a deschis sala de atletică grea în spatele sediului clubului CSM Municipal Târgoviște. Îi rog pe colegi, dacă sunt puțin atenți, să prezinte materialul preluat de la televiziunile centrale, în care avem imagini de la partida Chindiei cu gaz metan Mediaș. Să vadă și telespectatorii să urmărească fazele importante ale disputei de pe Ilie Oană, încheiată cu o remiză, un rezultat, să zicem, oarecum echitabil, un rezultat care a salvat Chindia de la a doua înfrângere consecutivă pe teren propriu, însă un punct nu atât de mare cum a văzut protagoniștii, mă refer la oficialii Chindia. A venit în minutul 64, când Buș a dus-o pe media și un avantaj după gafa lui Ioani. Pițian a obținut un punct pentru Chindia cu golul egalizator marcat în final de meci. Tânărul portar al Chindiei și-a luat revanșa după greșeala de la gol și l-a blocat pe Eli Fernandez în ultima secundă de joc. Cu această remiză, cele două echipe își mențin pozițiile în clasament. Gazul e pe 4, iar Chindia pe 11. Responsabilitatea rezultatului este întotdeauna a mea. Responsabilitatea luptei, atitudinii, este întotdeauna a lor. Din punctul meu de vedere, meritam să câștigăm jocul. Toți adversarii și-au măsuri de precauție, mai ales când știu că joacă cu Chindia, o echipă care nu trebuie să o neglijez. Deja am impus un anumit respect în Liga 1. Când mă gândesc la meciurile care vin, imaginile, scurte interviuri oferite de Eduard Iordănescu, respectiv Viorel Moldovan. Iată, Viorel Moldovan se gândește și oftează la parcursul Chindiei Târgoviște, adevărat meciuri foarte grele, deplasare la Viitorul acasă cu Universitatea Craiova, deplasare pe terenul campioanei CFR Cluj acasă, o să vedeți un meci de care pe care cu Academica Clincen, apoi deplasare la Dinamo București, însă avem încredere în echipa noastră că va reuși să obțină rezultate bune și să se mențină în prima ligă, de ce nu chiar să promoveze către play-off. E foarte greu, dar de ce să nu sperăm? Haideți să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim în partea a doua a emisiunii cu subiecte fierbinți pe tema fotbalului județean.